Vă salut, prieteni, noi abonați, noi membri ai canalului, butonul abonează-te, butonul alătură-te, poza în colț, dați click pe ea și așa mai departe, membri junior, tineret, senior și old boys. Vorbim despre un old boys al fotbalului românesc, între ghilimele, un senior spre old boys, Gabi Tamaș. Cred că nu greșesc dacă spun că, mamă, ce frumușel sunt tuns așa aranjat. Unul dintre cei mai buni fundași centrali din ultimii 15 ani, care cu siguranță dacă era puțin mai atent, juca mult și bine la echipe importante în străinătate și nu mai aveam bucuria să-l vedem evoluând pe la FCSB, pe la Petrolul, pe la Cluj, pe la Voluntar și așa mai departe. Un fotbalist care chiar vorbeam cu prietenii mei din Israel, merge acolo nu în cea mai bună perioadă a carierei, dar lasă o impresie senzațională, în afară de problemele care le-a avut cu condusul pe autostradă, cu viteză, cu asta. Da, a fost mediatizat pentru că a și stat câteva zile reținut. A prestat și muncă în folosul comunității, dar s-a scris că normal era unul dintre jucătorii importanți din campionat, dar nu atât cât s-a scris la noi. Și da, și în străinătate, indiferent de țară, că vorbim de Anglia, de Italia, de Franța, de Israel, greșelile astea care le fac jucătorii sunt amintite, mediatizate, dar parcă nu atât de des și de intens și de să se facă referire luni de zile și ani și așa mai departe la ele, cum se întâmplă la noi. Dar, na, până la urmă, dacă vă uitați pe statistici, știrile cu un titlu negativ sau în care se vorbește despre lucruri mai puțin bune, indiferent că vorbim despre cântăreți, fotbaliști, actori, artiști și așa mai departe, sunt mult, mult mai, au impact mult mai puternic la public. Cred că cu atât mai mult în România. Și atunci ne aducem aminte cu toții de rătăcirile așa ale lui Gabi Tamaș de-a lungul timpului, dar cred că ar trebui să se vorbească mult mai mult despre fotbalistul Gabi Tamaș. Aici am și eu așa o nelămurire, pentru că toată lumea zice, domne, viața ajungea mult mai departe dacă viața sportivă, să spunem, viața invizibilă, viața din afara terenului, la el n-a fost invizibilă pentru că s-a expus, a fost filmat, vă aduceți aminte și cu când pierde cheia de la ușa de la intrare la un bloc pe Ștefan cel Mare sau nu știu unde și intră pe dedesubt, spanoul de jos al ușii. Și așa mai departe, plus ce s-a mai scris, ba cu pancul de 1 contra 1, ba nu știu mai pe unde. Acum semnul de întrebare și întrebarea și cred că normală, bă, unde ar fi ajuns Gabi Tamaș dacă n-ar fi fost episoadele astea? Că sunt fel și fel de, și când era la Dinamo, pe la Brașov, cu discoteca No Problem, cu prin centru vechi, chiar povestește la un moment dat, povestea chiar Bendeac. Bine, Bendeac exagerând și el, Bendeac care consumator greu, zice, domne, am băut două șaturi și Gabi Tama 10. Hai să nu ne mai căcăm pe noi că n-ai fizic timp, adică dacă zicea Bendeac că a făcut Gabi Tama și 4 sprinturi sau 5 și el unul, credeam. Dar asta cu șaturile, păi n-ai timp să, că și e meseria și bendeagla, adică le are pe rapiditate, pe hop, 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 pe scurt, pac, 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 pac.
Acum că au fost două, trei, o fi fost acolo victorie de partea lui Tamaș, un 10, 7, 10, 8, dar nu, nici cu Bendeac nu mi-e rușine, că hai să fim serioși. Bendeac, dacă era fotbalist, aia cu sticlele de vin cu Augustin și cu Semeghin, era pistol cu apă, adică să striga, faceți loc, faceți loc, Bendeac e pe primul loc. Nu să mai striga spaima sticlelor de vin. Adică era nasoală treaba. Pe de altă parte, bă, e întrebarea asta, care am spus-o deja. Unde ajungea, dacă, la ce nivel și cât să menținea acolo, că vorba aia, joacă prin străinătate. Cealaltă întrebare e, bă, dacă ajunge la 37 de ani și joacă, la voluntar, la petrolul, la... Bă, și ai că joacă. Că mai sunt ăștia care o... Să facă joacă, mimează. Bă, ăsta joacă. Un post unde nu-ți prea permiți să greșești sau să nu te ții după... Ca atacant mai merge. Ca mijlocaș central mai merge. O iei pe la centru pe acolo, mai faci o preluare bună, dai o pas în diagonală, mai faci un dribling, ajungi pe la 20 de metri, mai perpelești un gol, mai te duci prin careu pe acolo, pe o respingere, pe ceva, o fază fixă, bă, mai merge să... Ca fundaș central nu merge. Că dai de un atacant de la de 20 de ani, te-a driblat de 2 ori, a dat un gol și toată lumea strigă, lasă-te, lasă-te, pensionarule. Că nu, joacă fundaș central. Unde, bă, e tot timpul un duel. Cu atacanți, cu atacantul. Și nu e loc de stai că stau mai ușor. Că n-ai cum, dacă stai mai ușor, trece ora pe lângă tine, a băgat o națe și te pensionează suporterii, antrenorul, colegii și așa mai departe. Bă, și ajunge la 37 de ani și alături de Săpunaru, de Grigore, ăsta de la CFR Cluj, care Burcă, băie, între cei mai buni fundași centrali, că cam ăștia sunt, nu știu, pe ăla Steaua n-ai de cine să zici, că pe ăla-l mușcă mingea, ălălalt face hands când nu te aștepți, îi pierd ăia pe drum, la farul lui Hagi nu poți să zici că așa, mamă, e unul care, wow, Craiova, iar nu prea la niciuna dintre Craiove, cine să zici, Pap? Păi Tamaș 7 clase peste Pap. Da, păi și pe la ăștia mai pe jos, n-ai. Deci, băi, între fluierând și fără discuții și fără probleme, este în primii 5, fundaș central. La 37 de ani, cred că are, uite, chiar nu m-am uitat câți ani are, dar are peste 35. Și toată lumea zice, domne, că îi place viața, că îi place paharul, că îi place discoteca, că îi place nu știu ce. Păi da, dar dacă îi plac toate lucrurile astea și ajunge la 37 de ani, bă, cât să te ajute și organismul? Adică organismul te ajută și dacă ești obosit de bahus, și dacă ești obosit de soartă, că mai pierzi o noapte, că bă, sunt unii care nu bagă, dar pierd nopțile. Sta, uite, eu îl știu pe unul care se ducea în discotecă dacă se juca vineri, vineri seara era în discotecă, sâmbătă seara era în discotecă, duminică seara era în discotecă. Deci era și stătea până închidea. Bă, bea numai Coca-Cola. Coca-Cola, adică nu era pe vin, pe șpriț, pe tărie, pe nu, Coca-Cola, care pentru sportivi e mai păguboasă decât un pahar de vin bun. E zahăr, cofeină, ficat, praf, tot chimicale, acidulat. Bă, și te duce organismul. Da, te duce când ai 20, 23, 25, 27, bă, când ai 35, nu mai cât să țină și eu, adică dai în icter, dai în hepatită, dai în... te lasă
te recup cu cât înaintezi în vârstă, te refaci, te recuperezi, de-aia e și diferență de, și după o accidentare, și după un meci, indiferent că e vorba de refacere sau de recuperare, că sunt două chestii total diferite. Nu total diferită, o chestie este după accidentare, iar cealaltă este după efort, refacere, recuperare. Bă, dacă un jucător de 30, doi jucători, unul de 20 de ani și unul de 35 de ani au aceeași accidentare, ăla mai tânăr își revine mai repede. Și după efort e același lucru. Da, bine, dacă ăla de 35 de ani aleargă 4 km și ăla de 22 de ani aleargă 14, da. Dar dacă iei posturi, aceleași posturi și distanță de alergare, câtă distanță în sprint, în 3x4 și așa mai departe, ăla mai tânăr își revine mai repede după efort. Bă, și ăsta și joacă meci de meci, 90 de minute și are vârsta care o are și e între cei mai buni. Deci, nu știu dacă e... Eu n-am vreo prietenie așa cu Gabi Tamaș ca să zic, da, domne, uite că e folclor. Sau, mamă, domnule, a apărut doar de 3-4 ori, dar așa e în fiecare săptămână. În schimb, sunt unii care îl cunosc, au lucrat și zic, domne, trebuie să știi cum să lucrezi cu el. Dacă lași odată la o lună, două, trei zile de capul lui, n-ai probleme cu el. Bă, eu nu știu și nu discut. Dar, făcând așa o comparație, cred că nu poți să ai și o viață de asta invizibilă, de străbălată, să te faci praf, să pierzi și nopțile, să te duci la antrenament să te antrenezi cum trebuie, că dacă nu s-ar antrena, n-ar juca. Că poate o să ziceți unii, aia bă, că de la antrenamente mai mult se odihnește. Bă, nu e așa. Pentru că dacă ar fi așa, nu ar putea să joace la nivelul care joacă. Și joacă. Asta spun, că undeva nu e nici una dintre variante alea să mergi 100% pe ea. Undeva e o portiță. Dacă s-ar antrena, mult spun și zic ăștia, domne, e șablon, e vrăjeală, că jocul este oglinda antrenamentului. Bă, cam așa e, că dacă te antrenezi în 2x4, în 2x4 joci. Dacă faci 3x4, 4x4 la meci, te iau cârcei, faci întindere, faci ruptură, faci ce faci, faci sau îl pierzi pe ăla pe drum, că nu ești obișnuit să accelerezi, să sprintezi, să ca și tu așa te antrenezi. Deci și de antrena se antrenează. Și aici am mai întrebat așa și băi Robert, zice, dacă îl vezi la antrenament, frate, e ca la meci. Bagă materiale, zice, să pregătești, zice, n-ai ce să-i reproșezi. Păi și atunci ori e exagerat asta cu ieșirile, că nu l-ar ține organismul. Ori a ajuns la o maturitate și la o rezistență la vârsta lui ieșită din comun. Ieșită din comun, cu eu cred că e imposibil să pierzi și nopțile, să te antrenezi cât de cât și să joci foarte bine la meci, meci de meci. Adică eu cred că dacă ne gândim așa de-a lungul timpului, nu putem să spunem 5 meciuri sau 10 meciuri, că vorbim de un jucător cu 15 ani, 20 de ani de carieră, 15 ani de carieră în spate, poți să zici 10 meciuri în care a fost praf, petardă, slab, rău de tot. Nu le găsești. Adică, ca fundaș central, nici n-ai cum să fii cel mai bun, meci de meci, dar e între aia care, bă, în media echipei sau un pic peste media echipei, nu-i niciodată la trompete.
Mă uit iar, m-am uitat la câteva meciuri ale Petrolului. Bă, are o biomecanică a lovirii balonului. Dă, te lasă cu gura căscată. Adică indiferent că dă alergare, indiferent că dă static, dă, bă, dă niște diagonale de 70-80 de metri, dă, le cade mingea la oia în față. O, să trezesc oia, să și sperie oia. Bă, zice, eu alergam spre poartă, uite, a venit și mingea. Și atunci, talent e clar că există și a avut, și spun unii, niște antrenori care au lucrat cu el, că bă, ăsta s-a născut să fie fundaș central, să fie fotbalist. Dar uite că ajunge la peste 35 de ani și bă, o face senzațional. Am văzut și o declarație într-un ziar, o declarație, o înregistrare, că nu, aia chiar nu putea să fie declarație, pentru că nu poți să vorbești așa cu un ziarist, decât dacă ți-e foarte bun prieten, și vorbești la un șpriț. Aia e o înregistrare, nu se știe cum, făcută, când, că și asta e important. Când a fost făcută, e foarte important că foarte, foarte important. Dacă a fost făcută când erau probleme financiare la Ploiești, dacă a fost făcută după un meci pierdut, pe fond de supărare și cu problemele financiare. Cert este că spune la un moment dat că vrea să plece, să-și rezilieze contractul. Plătesc cei de la Petrolul, ajung la zi. E Petrolul, în momentul de față, este printre puținele echipe din prima divizie care sunt cu banii la zi. Pierde meciul cu FCSB-ul și anunță că vrea să plece, n-anunță, spune de fapt, apare tot așa pe surse, pe nu știu ce, pe la un ziar din județ de acolo, că a fost chemat la discuții cu conducerea, cu aia și următoarea zi zice, domne, gata, am ajuns la o înțelegere cu Gabi Tamaș, am reziliat contractul. Și spune niște lucruri acolo referitoare la suporteri, la limbajul e limbaj de stadion, e ca pentru suporteri. Dar spune niște lucruri interesante și care ar trebui, că ne-am săturat de ăștia care ne cerem scuze suporterilor că am pierdut, sper să nu fie supărați, să ne ierte și să vină și data viitoare la stadion, la următorul meci, e plin de limbiși de ăștia. Bă, Gabi Tamaș vine și spune cum a spus-o toată viața. Hai, bă, mai dă-i... Bă, păi eu joc pentru suporteri. Și are dreptate. Bă, joci și pentru suporteri, dar ca atacant, ca mijlocaș, mai dai la 3-0, la mai dai o pasă cu călcâiul, eu încerc să-i dai unul printre picioare, te mai faci că o tragi și îl întorci pe Guțuman să se ducă în tribună, în alea, bannerele publicitare să facă tribuna. Ole, urr, unde te duci, mă, tăurașule? Dacă fundaș, ce să faci tu spectacol pentru? Tu îți faci treaba. Și el aici vorbește la general, așa și cam are dreptate. Băi, eu joc pentru mine, joc pentru echipă, joc să-mi iau banii și pe urmă pentru suporteri, că dacă eu fac toate lucrurile astea bine și câștig, iau banii, sunt fericit, conducătorii sunt mulțumiți, sponsorii plătesc, bă, și spectatorul e mulțumit. Că vine la meci, plătește biletul, dar e mulțumit că bă, a câștigat echipa lui. Dar asta și astea se întâmplă la, și am văzut, la Ploiești, la Craiove, la echipele astea, pe la Cluj, la Cluj la U, că o ia la CFR5 să-i certe că au 33 de spectatori, dintre care 18 sunt din galerie. Rapid, acum ceva timp, acum în ultima perioadă, e chiar e galeria alături de echipă 100%. Dar se întâmplă asta să-i certe suporterii, să uite și cu Croitorul la ultima demisie. Bă, îl cheamă pe Croitorul și Marius nu pleca, nu știu ce, dar pe jucătorii și ăia acolo, ba, bine, cam pe bună dreptate ăia, dar chiar dacă dreptatea, supărarea rezultatului îi mâhnește,
Nu sunt ei care trebuie să certe și să înjure fotbalul, mai ales favoriților, adică ăia care ar trebui să-i susțin, pe care ar trebui să-i susțină. Dar și spune ta, așa, mă, mai lăsați-mă, mă, că mă, bine, el vorbește în termen de stadion și merge un pic cam departe, zice, pe ei să le fac, să le trag, parcă, merge cam departe, dar mesajul și esența a ceea ce vrea să spună, din punctul meu de vedere, este corect. Mai vă aduceți aminte când purtătorul de cuvânt de la Steaua, FCSB, îi pune pe aia după meci cu Fece Argeș, parcă, era frig, mocirlă, zăpadă, nu știu ce era, și îi duce pe aia, haideți bă în fața galeriei să îngenunchiați, și pune pe aia în genunchi, și pe urmă el comentează când se pune Messi la Paris Saint-Germain, să pune culcat așa în spatele zidului și zice, umilitor, nu credeam că îl voi vedea pe Messi în ipostaza asta niciodată. Păi tu i-ai luat pe ea cu japca, cavalerul ordinului de la palat, și i-ai pus în genunchi ca să nu se supere galeria. Cred că vreun 3-1, 3-0 prin Ghencea. Știu că vremea nasoală era, vânt, ploaie, lapoviță, ninsoare, nu știu. Haideți, bă, să îngenunchem, să ne cerem scuze. Și ăia deștepți îngenunchează. Mă, nu ăsta e fotbalul. Nu ăsta e fotbalul să te duci. Și Tama zice, cu sinceritate, bă, și bravo lui. Adică Tama și pe lângă faptul că este unul dintre... Nu știu, sunt foarte curios, își reziliază contractul, nu pasă său că nicăieri acum până în iarnă. Un jucător la 37 de ani, dacă stă două luni, să-și întrerupe o lună pentru mondial... Să stea până în ianuarie, bă, e cam greu, că nu înțeleg de ce naiba n-a rămas, probabil supărarea e foarte mare, l-o fi înjurat și suporterea, probabil că de-aia e și supărarea lui, de bani nu mai avea ce să zică. Probleme personale, zice președintele de la Petrolul, ce domne poate are probleme. Păi între Ploiești și București, Tamaș, dacă se enervează, face 35 de minute. Și cred că se mai enervează, că știți, ca să mai și glumim, s-a enervat și în Israel și a anunțat ăia, au sunat la departamentul pentru descoperirea OZN-ului, că e un OZN pe o șosea. Dacă se supără puțin că nu mai merg nici alea, radarele alea fixe, dacă se supără e ca și cum ar veni din Pipera până pe Ștefan cel Mare. Sau s-ar duce din nu știu unde până de la Ștefan cel Mare până la Săftica. Sau din oraș nu știu unde până la Berceni, la Becali. Cam același lucru, să enervează, mai ales că acum ai și autostradă. Adică din voluntar Pipera, hop, ai ieșit pe centura aia, ai luat-o pe autostradă. Dacă a vorbit puțin la telefon, să trezește în Ploiești. Deci... Și pe autostrada aia chiar, că eu am mai circulat pe acolo, bă, întâlnești o mașină odată, zici că e părăsită. Zici că e părăsită autostrada aia, nu vă mai zic seara, noaptea, da, poți să mergi și pe jos, fără vestă, fără că nu. Dar nu există pericolul să vină mașina să te calce, nu. Poți să mergi și cu patine de la electric, poți să te duci cu bicicletă, cu căruciorul, cu... E, trece o mașină... rătăcită, care să mai rătăcesc de greșesc ieșirea. Deci, asta cu problema personală, nu cred că e ca și cum ar fi în București. Iar ca să stea atâta timp, cred că, nu știu, eu cred că ar mai vrea să joacă. El a dovedit că mai poate juca. Nu știu dacă poate pe undeva în străinătate, dar nu mai poate, că s-a închis și în China, și în peste tot s-a închis, el fiind jucător acum liber, a jucat deja, nu mai poate să se ducă nicăieri decât în următoarea perioadă de transferuri ca jucător liber. Deci, dar, deci eu nu cred, eu cred că supărarea lui vine de la anumite scandări și reacția lui la fel ale suporterilor și zice, ia că, ba, ia stai mă, vin eu aici să mă înjure ăștia, să mă, ia că mai bine mă las și ba, că... Să știe că n-a stat în niciun loc unde nu s-a simțit el, ori apreciat, ori bine, ori
N-a stat nicăieri. Unde nu i-a plăcut, s-a ușchit. Că putea să stea mult și bine și pe bani mulți prin străinătate și cum au stat alții, își lua banii. Nu, omul a vrut să joace, să fie apreciat, să fie el între oia mieji. Dar cred că dacă stă până în ianuarie, se va simți. Dacă și în ianuarie să apucă pe la vreo echipă și e iar în România printre cei mai buni, bă, înseamnă chiar, bă, e anormal. E anormal dacă și după o pauză de două luni și ceva intră și face o săptămână de pregătire, că începe repede în ianuarie, face o săptămână de pregătire și hop, între cei mai buni, înseamnă că ori e super talent, super șmecher, super, ori înseamnă că e anormal. Eu atunci chiar nu, să nu mă întrebați în comentarii și astea, că nu o să știu ce să spun. Deci, cam asta e cu rezilierea. Petrolul pierde un mare jucător, un om important în apărare și cred că nu va găsi un locuitor nici măcar la 60% din ceea ce putea să dea Gabi Tamaș pentru echipă. Dar poți să știi, poate e clar că îi prind descoperiți și nu pot aduce decât jucători care erau liberi acum 3 luni și nu și-au găsit echipă. Până se antrenează, până mai sunt câteva etape să termină mini partea asta, că se întrerupe în noiembrie după 13-14 până pe 2-3 noiembrie, din octombrie până în noiembrie, să mai joacă puțin și vine Crăciunul. Și iar se întrerupe și mai începe pe 15-20 ianuarie, par. Deci, nu prea are ce să aducă Petrolul și ce să facă și da, cred că se va resimți în joc și în clasament. Dar vom vedea. Voi nu uitați, rămâne sănătoși, butonul alătură-te, butonul abonează-te, așa sau așa, comentarii, dacă se poate mai dă bine așa, în rest să fiți sănătoși și nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne va vedea și pe noi cineva. V-am pupat, toate cele bune!